Director al DSV Buzău, Adonis Dragnea, a intrat în urmă cu 2 ani într-un concediu medical prelungit, apoi a fost detașat la Satu Mare. Detașarea sa a expirat pe 31 decembrie, iar mâine Adonis Dragnea va reveni la DSV Buzău. Pe ce funcție, nu se știe încă. Domnul Dragnea, deci știu că dumneavoastră ați fost detașat la Satu Mare. Am fost detașat până pe 31 decembrie, deci acum nu cred că mai sunt la Satu Mare. Eu mai sunt concediu de ordine. Deci. 31 decembrie, da, expirat, pentru că tot așa era ordinul. Ordinul era până la maxim 31 decembrie, așa era. Vreau să vă întreb, în condițiile în care detașarea dumneavoastră a expirat pe 31 decembrie, ce veți face în continuare, după ce vi se termină concediul de odihnă? Mă întorc la serviciu, ce Dumnezeu pot să fac? Știu că ați plecat de pe funcția de director aici, pe funcția de director acolo, iar acum... Eu sunt în concediu de odihnă, mâine încep serviciu. Nu știu să vă spun, deci eu până nu mă prezint la serviciu, n-am de unde să vă dau o informație pe care nu o am la momentul ăsta. Deci da. Eu mâine mă duc la serviciu și în funcție de ce câștigă se și eu, probabil o să ajungă, o fi ajuns în ordine între timp, cineva știe ceva de acolo. Nu știu să vă spun. Dar n-au cum să mă demit așa pur și simplu. Trebuie să mă demită pe o chestie, iar orice chestie este contestabilă la momentul ăsta. Și este foarte bine treaba asta. Pentru că încearcă de un an și jumătate. Deci... Abia mâine, când va reveni la serviciu, Adonis Dragnea va afla care este calitatea sa. A anunțat de azi că dacă va exista un ordin de demitere din funcția de director, îl va contesta în instanță. O să contest orice ordin care apare și în cel mult 3 luni de zile va fi că voi fi înapoi pe funcție. Deci asta nu va fi nicio problemă. Deci e înapoi pe funcția de conducere. Bineînțeles, pentru că efectiv nu au niciun motiv să mă demită, iar în condițiile în care o fac va fi abuziv, indiferent cum, și am posibilitatea în instanță să câștig fără ce fel de probleme. Deci nici nu fac nicio grijă vis-a-vis de aceste aspecte. În ultimii ani, Adonis Dragnea a fost cercetat de mai multe ori pentru abuz în serviciu, dar de fiecare dată magistrații au dat ordin de neîncepere a urmăririi penale.